A fost înregistrat primul caz confirmat prin test de gripă cu virusul gripal tip A. Este un subtip al H1. Este primul caz din acest sezon. Institutul Național de Sănătate Publică anunță de asemenea că până la data de 25 octombrie 2010 au fost vaccinate antigripal 323.098 de persoane din grupele de risc cu vaccin distribuit de Ministerul Sănătății. Așadar, E primul caz de gripă din acest sezon. Este vorba despre virus gripal tip A sub tip H1. E anunțul făcut de Ministerul Sănătății, așa cum observați. De altfel, a fost remarcat un lucru extrem de important: că în această perioadă în care cu toții am purtat mască, a scăzut uh, numărul uh, celor care au răcit, au făcut uh, gripă, au avut vreo uh, altă problemă. Așadar, primul caz de gripă nouă din acest sezon a fost înregistrat.